După aproximativ două luni în care Antonio și Maria nu au mai intrat live cu susținătorii, cei doi câștigători ai sezonului 7 Mireasa și-au făcut puțin timp pentru cei care și-au dorit să le pună întrebări. Cei doi tineri se află în prezent în Marea Britanie. Printre subiectele abordate s-a numărat despărțirea dintre Simona și Andrei. Cei doi foști câștigători Mireasa au făcut un live din Anglia, după ceva vreme în care nu au mai vorbit cu susținătorii. Cei doi au explicat că nu au sărbătorit cele 10 luni de căsnicie pentru că au fost foarte ocupați și obosiți. Avem și noi perioade mai încărcate și nu mai suntem în casa Mireasa să sărbătorim în fiecare lună, deși am vrea, a spus Maria. Întrebați ce părere au despre despărțirea lui Andrei de Simona, Maria a spus, ne pare rău, în timp ce Antonio a avut o replică acidă referitoare la Simona, mie nu. Nu cred că e nicio pierdere. Am vorbit puțin cu Andrei, am intrat pe un live de-al lui, l-am salutat. Sper să fie amândoi bine, dar mai mult el.